pare contraproductiv faptul că rup florile, dar totul are o logică. Datorită condițiilor nefavorabile, de fapt e un cumul de factori, atât frigul din luna mai, cât și faptul că am semnat trăsaturile destul de târziu în iarnă, în primăvară mai exact. Toate acestea au dus la niște plante de ardei destul de mici, au undeva 25, maxim 30 de centimetri. Dacă condițiile sunt nefavorabile, chiar dacă planta este mai mică, mai nu s-a dezvoltat cum trebuie, ea va încerca cât de repede să rodească pentru a face un fruct, o sămânță și a perpetua specia. Dacă noi rupem florile și cu grijă încerc să rup doar florile mari fără a distruge vârfurile de creștere, ceea ce pot să prind cu degetele rup, ceea ce nu lasă să mai dezvolte. Cum se vede aici, am mai rupt deja o tură de boboci și aici. Rupând bobocii, energia plantei se va duce către creșterea vegetativă. Dacă o plantă de 30 cm, probabil va face 2 ardei și s-a încheiat pe tot sezonul. În schimb, dacă își focusează resursele în creșterea vegetativă, am șansă la o producție mult mai bună de ardei. La fel am făcut și cu dovlecei și cu castraveți. Dovlecei, când au început să facă flori, să fructifice, flori feminine, erau micuțe, aveau vreo 3 frunze. Se vede aici cum am tot rupt frunzele. Și aici, și aici. Și rupând florile femești, planta s-a focusat pe creștere. Vă uitați ce mare și ce frumoasă e. Video destul de scurt. Sper că și destul de informativ. Până data viitoare, numai bine!